slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Hai să mergem din nou în Estera. Cartea Estera 8 și versetul 2. Și împăratul și-a scos inelul pe care îl luase de la Aman și i-a dat lui Mardoheu. Important de văzut este că nu Mardoheu a cerut inelul. Nu Ester a cerut inelul. Dar știm deja că împărat și-a dat seama ce a făcut Aman și de-aia chiar l-a spânzurat. Deci, împăratul și-a dat seama când Aman a venit și a spus există un popor care nu respectă regulile, nu respectă legile împăratului, nu este în avantajul tău să-l lași în pace și așa mai departe. Și împăratul îi dă în el, împăratul și-a dat seama de tot ce s-a întâmplat. Acum împăratul, fiind împărat, știind cum funcționează împărăție, și-a dat seama și știa că faptul că a spânzurat pe Aman nu s-a terminat cu amenințarea care a pasat pe poporul din care facea parte regina lui. A știut. Și a știut de ce anume se vor lovi ei. Un Aman spânzurat, dar niște scrisori scrise de Aman care erau încă efective. Încă, cum se spun, la fel de otravitoare și periculoase. De aceea trebuie să ai grijă să nu lași dușman să scrie în inima ta anumite lucruri. Odată ce scrie, chiar dacă e plecat, ce a scris rămâne la fel de otravitor. În fine. Deci împăratul a știut cu ce se vor lovi ei. Și înainte, exact ca capitolul din Isaia, ce am citit din Isaia, versetul din Isaia care spune și se va întâmpla că înainte ca ei să cheme, eu voi răspunde. Și aici împăratul știa cu ce se vor lovi. Și înainte să cheme Ester, înainte să vină să se pună în genunchi, înainte să vină să ceară să fie distruse ce a scris Aman, nici n-a ridicat încă glasul Ester, împăratul a răspuns. De fapt, când împăratul scoate inelul și da inelul, era un răspuns la o rugăciune care ei nu au făcut-o încă. Și vreau să-ți spun că împăratul nostru Iisus Hristos, când era pe pământ, a făcut anumite lucruri care era un răspuns la unele rugăciuni care creștini avea să le ridice 100, 200, 500, 1000, 2000 de ani după, înainte să chema. Gândește-te, de exemplu, la mântuire. Când cineva se întoarce la Dumnezeu, zice, Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătosule, răspunsul a fost deja dat la cruce. Și le învie. Înainte să strigi la Dumnezeu, iată-mi păcatele, Dumnezeu a răspuns prin Iisus Hristos, el a trimis la cruce. Înainte să mă cheme, voi răspunde. Înainte să cere iertarea păcatelor,
Deja păcatele sunt șterse prin sângele mielului. Slavă lui Dumnezeu! Dar asta nu funcționează doar când e vorba de iertare de păcate, când e vorba de asta, înțelege. Dar când e vorba de alte lucruri, nu înțelegem gestul împăratului. Deci, împăratul ia inițiativă să dea inelul. Și imediat ce se întâmplă, am citit asta, Ester îngenunchează și cere să fie anulat ce a făcut Aman. Și uite ce zice împărat. O să mai citesc răspunsul lui, că e foarte important. Zice așa, versetul 7. Atunci împăratul Ahasverov a spus împărateseei Ester și iudeul Mardoheu, iată, am dat Ester casa lui Aman și pe el l-au spânzurat pe despânzuratoare, pentru că și-a întins mâna împotriva iudeilor. Scrie de asemenea în favoarea iudeilor cum vă va plăcea în numele împăratului și sigilat cu inelul împăratului. Când împăratul spune asta, unde este inelul? Când împăratul spune asta, are nevoie să scoate inelul? Nu. Că inelul nu-l mai are. Inelul este deja în mâna lui Mardoheu. Înainte să cheme, el a răspuns deja. Deci, de aceea ziceam unele rugăciuni, dacă am înțelege gestul împăratului, am zis bine, unele rugăciuni, unele, precizez. Nu veni să-mi spui, ai spus că dacă înțelegem lucrarea lui Hristos, nu mai avem nevoie de rugăciune. Nu am zis asta. Deci ascultă cu atenție. Unele rugăciuni nu să le mai facem. Că ei au venit, ea s-a rugat. Ester s-a rugat. Să se șteargă. Împăratul n-a șters nimic. Și împăratul a zis, nu numai că împăratul n-a șters nimic, împăratul nu a făcut nimic. Împăratul l-a deschis doar ochi și l-a zis, Ester, ceea ce ceea nu se poate. Nu poți să șterge ce a scris el. Că e validat de inelul meu. Dar voi, v-am dat inel. Ce vă împiedică să scrieți? Ce vreți voi? În favoarea iudeilor. Și sigilați cu inelul meu care deja vi l-am dat. Din moment ce împăratul l-a dat inel, oricând puteau să scrie ei și să semneze. Dar suntem ca ei, nu înțelegem toate implicațiile. Și de aceea unele rugăciuni continuăm să le facem. Când Domnul Iisus a transferat, a dat inelul autorității bisericii, este pentru că vor fi situații unde răspunsul nu va fi o rugăciune clasică adresată la Dumnezeu, dar răspunsul va fi exersarea acestei autorități primite. Și acum o să-ți dovedesc asta chiar în învățătura Domnului Iisus Hristos. Marcu 11. Marcu 11. Unde capitolul care ne vorbește despre puterea credinței. Marcu 11. Aici este Domnul Iisus care vorbește. Și aici chiar o să vezi când spun că noi nu exersăm autoritate cum a intenționat împăratul când a dat această autoritate. Uite, în Marcu 11, Domnul Iisus vorbește cu acel smochin care se usucă din rădăcini.
Și ucenicii sunt uimiți. Iar Iisus, la versetul 22, răspundând, le-a zis: aveți credință în Dumnezeu? Fiindcă adevărat vă spun că oricine va spune acestui munte: ridică-te și aruncă-te în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că acele lucruri pe care le spune se vor face, el va avea orice spune. De aceea vă spun, tot ce doriți când vă rugați, credeți că l-ați primit și îl veți avea. Când ei sunt uimiți, Domnul Iisus le spune să aveți credință în Dumnezeu, acolo începe, să aveți credință în Dumnezeu. Iar acea credință în Dumnezeu vă face în anumite situații să porunce unui munte să se arunce în mare. Nu să vă rugați lui Dumnezeu să mute muntele. Nu. Să vorbiți vă muntelui și muntele să vă asculte. Vreau să te întreb, de ce Domnul Iisus n-ar învăța așa ceva? Dacă nu ar exista situații în viața noastră unde trebuie să facem exact, să aplicăm acest principiu, unde efectiv exersăm autoritatea. Avem credință în Dumnezeu, dar exersăm noi direct autoritatea. Și apoi zice, de aceea vă spun, orice lucru care îl cereți când vă rugați. Deci există lucruri care le cerem când ne rugăm. Un pic rugăciunea clasică, adică cerem la Dumnezeu. Dar aici ne învață, există lucruri care nu vin așa. Există lucruri care vin când exersez autoritate. Și dacă este așa, gândește-te ce pagube, cât de mult ne costă faptul că nu exersăm această autoritate. Nu o înțelegem și nu o exersăm. Când sunt situații care se vor schimba doar dacă o exersăm. Pentru că revin și îți spun întrebarea că ți-am spus ieri. De ce Iosua nu se roagă la Dumnezeu: Doamne, oprește soarele? De ce el poruncește direct? Și nu doar Iosua. Îți vorbesc de Petru, îți vorbesc de Elise sau de alți care în anumite situații nu au ce... De exemplu, Ilie când este arestat zice doar dacă sunt un om al lui Dumnezeu să se coboară focul. Nu zice: tata, te rog, apară-mă, trimite foc și arde pe el. Nu zice așa ceva. Dar exact același Ilie când este în fața, cum să spun, prorocii lui Baal și se roagă la Dumnezeu, da, vorbește direct cu Dumnezeu. Dar iată o altă situație unde nu vorbește direct cu Dumnezeu, poruncește și se întâmplă. De ce faceau asta? Și de ce noi negăm asta? Zicem, nu trebuie să facem asta. Trebuie tot timpul să cerem la Dumnezeu. Ah, suntem noi mai înțelepți decât ei? Suntem noi mai spirituali decât Domnul Iisus? Spune. Și de ce Domnul Iisus, ok, Domnul Iisus a vorbit smochinului. Dacă doar el trebuia să exerseze autoritatea așa, de ce să le spune ucenicilor: aveți credință în Dumnezeu, dacă cineva va zice, de ce să le dea această învățătură dacă ei nu trebuie să o aplice, dacă doar Iisus poate porunci, de ce să învețe asta la ucenici? Ok, hai să citesc un alt text. A trecut deja timpul. Mă opresc aici. Poate alt textul îl citesc mâine. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem implicațiile mari a Trinitării. Când Domnul Iisus a zis,
Toată puterea mi-a fost dat în cer și pe pământ. Mergeți! Dumnezeu să ne ajute să înțelegem implicațiile. Dieu te bénisse.